ca un domn, nu i-a tine nimic așa. Cheamă poliție. Opa, așa nu bun. Așa nu e bun. Bun, dar dacă stânie de aici, e, hai să-l tragem. Ia ca, haide-mi să-l urcăm dacă tot ai cățărat pe trotuar. Opa, din spate-o căzut, da? Da, nu știu cum. La cap, așa-i? E oprită mână în stație. Ei da, asta e situația. Dar văd că ai cauciucurile vechi. Nu știu cât asta țină. Apoi da, trebuie să schimb. Eu am acasă 3 calești, dar trebuie să schimb. Dar merge cauciuc de la bicicletă, nu? Diametru 26 sau cât. Trebuie să-mi întreb, dacă am mergea să-mi iau de cele cu scaturi sportive. Mai de iarnă, mai de cu... Da. De-am să faci primavara până să le schimbi ta. Da. Dar cu și doruri pe la aeroport? Vreau să ne întoarc. Am avut bilet la Georgia pe data de 13. Și 13? 13 ianuarie? Februarie. Ianuarie. Ianuarie. Și am fost acasă, am avut o măt, dar am sunat la România care ne-a cumpărat oamenii bilete. Și s-au dus, s-au interesat și a fost anulat reisul, dar ei spun că n-a fost anulat reisul. Și nu vor să întoarcă, nu vor să ne întoarcă banii, că o companie, spuneți, compania Taron s-au dus banii, da. Ne-a vândut o agenție de turism aici. Sunt și turiști, nu știu cine vinde bilete. Ei, da, ma, turism vrut să faci în Georgia, nu? Pentru ce te duceai? Nu. De ce? De ce te duceai în Georgia? Ca să faci turism, nu? Da, m-am dus că m-am împărtinit cu niște gruzini când am fost de anul nou, am sărbătorit anul nou în Germania. Ia uite, ce îmblat ești. Acolo, dar văd că șansul a anulat curs, eu și ceață e afară. Multe, multe, și atunci cursuri. De ce? Din cauza viscului, din cauza răpezii s-a anulat. Și acum te duci la Tarom sau la agenție ce? Îmi ducem din tâi la agenție să-i mai întreb odată, că eu zic că n-au nimic, ei au sunat și ei n-au nimic, toate întrebările cu agenția, cu... Nu mai gine, faci demersuri scrise decât să faci așa drumuri până la aeroport și atât, să riști, să te lovești. Dar ce să fac dacă vezi... Faci un demers scris, să-i somezi, să-ți dea banii, ieri, în scris. Ieri le-am spus. Ai fost și ieri? Banii, da, și ieri și alaltă, tocmai de când a fost, când m-au tovărit aici pe jos. Cine te-au tovărit? Securiștii. M-au tovărit pe jos și ne-au spart roata cu șurubelnița, cu atriorca. Și pazne și deci la aeroport? Da, s-au pus ea ca și azi, să vă arăt cum am dat sânt. M-am dat jos de autocar și când am dat sânt s-au pus trei. Dintr-o leu? Da. Și azi să vă arăt unde, locul unde m-au tovărit. He, dar fai multe aventuri la aeroport. Multe, multe. Dar s-au pus că ea ca aici s-au pus, aici în ușa aceasta s-au pus trei de ăștia securiști. Iată de ăștia îmbrăcați în veste verzi așa. În urmă ea ca în colțul acela m-a tăvălit și mi-a... Atunci când te încuiet în toaletă și ai zis că nu ieși? Da. Внимание, пассажира прейса 820 авиакомпании Белавия, Кишинев, Минск. Приглашают пройти к выходу номер 9 для получения вашего питания. Что крезут? Куда-то спарт, я-то гаура, а ставит каю гаура. А у спарту у шурубельницы. Что крезут? Куда-то спарт, она если мерч. Да, если мерч. Что, они виниты на пой, терям с моду плавичев. Сау пус. В фаце, в кале. В фаце. Я у пус в фаце, я спу, я умы. Îi spuneam că eu mă duc aici afară, în fața lor, da, și îi spuneau, du-te, noi... În sens că faci aici nevoile afară, da? Aici fac, în față, dar atunci era puțină lume, dar afară era polei. Zic, băi, până mâine dimineața aici să facem un poleu, eu am venit și eu banii mei, care am care am plătit pe drum. Am biletul acum, puteți la rest, tot biletul. Nu, păi haidem la Argenție, să ne lămurim. Și pe urmă ei ne-au dat voie să mă duc la Viceu. La urmă totuși. Ne-au dat și în Viceu te-ai baricadat și m-ai sunat pe mine. Da. Și ai zis că protestez. Da.
Reușești? Da. Că te amândoi. Dacă acestea servitori pe mine mă fac de spălat, spun că eu le-mi pus toaletul, le fac dezordine. Dar și te duci la toalet, dai cu parfum, te duci să faci treaba. Da, nu? În Moldova aceasta și mi-au zis, sunt trei toalete. Una e aici, unde mă pot să mă duc. Una e la un evenimentul central, e tot al ușor. Și una e tot al ușor la McDonald's-ul de la care ești. Dar păi cum e sens? Că e accesibilă de stradă sau așa cu cărucior? Sau da, ce? Nici eu nu fac. Ce ne face de două? Eu fac baie dimineața și seara. Bă, leu, ești risipitor. Cum vreau să spuram apă? Avem la companie. Hai. Ce facem? Întoarceți banii pe bilet sau nu întoarceți? Cu ce companie ești, frate? Cu Taron. Cu Taron, dar ne-ați vândut dumneavoastră bilet. Unde-s banii mei care v-am dat pe bilet la Georgia? Aici. Domnul Brecu, nu? Întoarceți banii sau nu întoarceți? Reprezentanța ta, vă rog, poate. Așa încât eu mai bine, da? Da. Nu prea. Din Chișinău, ți-am spus ce e. N-am văzut. Da. A, știi că se anulează curse, da? A? Se anulează sau că se amână curse. S-am spus că e plin aeroportul șteț cu probleme. Că ai văzut că e ceață afară. Poftim? Ai văzut că e ceață afară. Ceață, dar numai Dumnezeu a făcut așa. N-au vrut să dea 2400 de lei ieri, m-au ținut o zi întreagă aici. Atâta-i prețul biletului, da? Da. Au pierdut milioane și o să piardă, fiindcă nu-i lasă Dumnezeu să facă ce vor ei. E greit mă ta cu Dumnezeu și e greit mă ta, te-ai rugat, da? Dar m-a rugat la Domnul. Dumnezeu le-a răspuns. Ești rău la mânie, dacă ai blestemat mă ta, păi capeț. Evreu, județanul s-a chemat de la urchei, că raportul spune că e a lui. De ce vorbești așa urât despre om? Despre om? Da. Fiindcă uitați-vă ce prețul. Și ce prețurile de atac, el e evreu? Prețurile... 50 de grame de coniac în raportul Chișinău costă 47 de lei. Când o sticlă de coniac Călăraș în magazin costă 82 de lei. Coniac de 7 ani. Dar eu își pune și mai scump, băuturile alcoolice, dar ar fi cât mai scumpe. O chifă care o cumpăr de aici costă nici, în oraș nu costă nici 50 de bani, aici 33 lei. Business is business, în toate aeroporturile e așa, nu știu dacă e călătorie, dar vezi cât sună. Dar ca la noi prețul în Moldova nu e nicăieri. Dacă oamenii cumpără, înseamnă că își permit. Oamenii își permit, că îi se duc și vin și îmi spun mie că e tata e votat. E ca și televiziunea lui Plahotniuc. Poftim? Televiziunea lui Plahotniuc. Tata e votat. Îți spun, grăiesc cu oamenii, dar îi spun că eu umblu cu cerșitul. Eu le vestesc Evanghelia, dar îi spun că eu umblu cu cerșitul. Ce mi-ați prezentat cu asta? Eu am fost blocat acasă și curs am sunat la România. Înțelegi? Deodată am sunat și oamenii s-au dus care mi-au dat bani de bilet, eu trebuie să zbor. S-au dus și au sunat și au zis că cursa s-a anulat. Cursa nu s-a anulat. Dumneavoastră din așa folosit cursa, nu ați venit. De ce mai filmați? De ce nu? De ce nu? Poliția. Chemați poliția, domnule. Toată poliția chemat. Rubrica are voie să filmeze, da? Dar eu nu. Ieri am stat tot ziua. Aveți aici televiziuni preferate, da? Și tot îmi spuneau mie. Și atunci, dar ieri am șezut, ne mâncat, frânem la ce și să spunem. Așteaptă-l pe cel de la Toron ca să vină. Scriți o cerere. Deja o să răspund.
Sau vă rog, ies la frecvență. Cine, dacă nu întoarci, stați banii, eu aici nu mă duc. Ați fost prezent la înregistrare, la cursul dumneavoastră? N-am fost. N-ați fost. Eu am dovezi de la procuratură municipală, cum am fost blocat de omăt. Am dovezi de la primăria orașului, cum am fost blocat acasă. Am dovezi cum n-au venit să ne facă drumul acei din sat. Am stat în omăt. Și unul am pornit Cosane și totuși m-am dus până la gara de tren. În gara de tren am vrut să-mi iau bilet până la Iași. O zic că noi nu te luăm până la Iași. Așa mi-a răspuns. Și m-au tăvălit și acolo de la tren, m-au dat jos, m-au tăvălit cum au vrut ei. Când m-am dus în gară, gara nu se încălzește. Iar aici am trăit cald. Astea sunt alte probleme. Acum ești lămurești cu biletul de avion. Adem la compania ta lor. Adem. Dacă noi ne-am la tarom, ce faci? Deci mi-a la ei, la cei care ne-au vândut bilet. Trebuie să fim de acord. Mă, nu mă teme, vorbiți ce ies, dreptate, așa că... Ce băieți frumoși? Ia ca așa băieți frumoși? Da, dar nu faci nimic. Trebuie să conducă țara, nu niște gândaci colorați și conjudani. Dar ce vrei de la oameni ăștia? La oameni? Da. Să înțeleagă că trebuie să voteze cu adevărat. Dar ei îmi spun, puteți, care n-am întreb, păi, pentru cine ai votat? Deci că ne-am mai votat, diaspora ai votat. Că noi îi ducem acolo, cum așa? Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.